Care ți este numele? A întrebat Manoah. De ce mi-l ceri? Căci numele meu este minunat. Slăvit să fie Domnul nostru. Aș dori să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 18, pagina în traducerea Cornelescu 1014. Vom citi acest eveniment din viața Domnului Iisus Hristos, foarte bine cunoscut, vindecarea unui orb la Ierihon, versetul 35 la 43. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-au răspuns, trece Iisus din Nazaret. Și l-a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău, care este ca o sabie cu două tăișuri. Doamne, vorbește sufletelor noastre în această dimineață. Avem nevoie de cuvântul Tău. Avem nevoie de o hrană proaspătă, Doamne. Avem nevoie ca ungerea Duhului Tău celui Sfânt să fie, Doamne, și peste viața mea, peste vasul meu, Doamne. Pentru că despărțiți de Tine nu putem face nimic, nici măcar să predicăm Evanghelia, nici să trăim. Fără Tine suntem goi. Dar în Tine avem putere, avem, Doamne, toate sursele și resursele, de aceea îți mulțumim că în dimineața aceasta te vei adresa fiecărei nevoi în mijlocul nostru. Lasă ca acest cuvânt să fie dătător de viață și să aducă binecuvântare și un spirit al credinței și al ascultării de Tine. În numele Lui Iisus te rugăm acestea. Amin. Ocupați locul. Scumpă Biserica Betesda, dragi frați și surori și dumneavoastră toți cei care ne urmăriți în spațiul eterului pe internet, vă spunem, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Contextul acestui pasaj foarte bine cunoscut din Luca, capitolul 18, este de fapt ultima călătorie a Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. Încă din Luca 9 spune că Domnul Iisus s-a îndreptat hotărât cu fața spre Ierusalim. Și această ultimă parte, ultima călătorie a Domnului Iisus Hristos ocupă o parte foarte semnificativă a întregii Evanghelii după Luca. Și în partea finală a acestei călătorii, începând de la capitolul 18, versetul 31 și până la sfârșitul capitolului 19, Domnul Iisus Hristos de fapt se pregătește pe sine pentru ceea ce avea să urmeze la Ierusalim, dar încearcă să-i pregătească și pe ucenicii săi. Încearcă să le deschidă mintea, să le deschidă inima, să-și pună încrederea în Dumnezeu și în El, în Domnul Iisus Hristos. Și pregătește prin a le dezvălui, de fapt, sfârșitul sângeros și final al slujirii și vieții sale, dar totodată leagă toate aceste evenimente finale în viața Domnului Iisus Hristos cu profețiile Vechiului Testament, arătându-le, încercând să le deschidă ochii, că tot ceea ce va urma să se întâmple a fost prezis de proroci, a fost prezis cu sute sau chiar mii de ani înainte de nașterea Mântuitorului. Și vedem că Domnul a prezis și chiar în pasajul dinaintea evenimentului descris cu vindecarea lui Bartimeu,
Vedem în versetele 31 la 34, dacă doriți să puneți pe scrinul bisericii, le spune celor 12, versetul 31, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul lui Dumnezeu se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Nu-i lasă doar în acea stare a deznădejdii, a neîncrederii, nu-și veneau să-și creadă urechile oriceea ce auzea, ceea ce informa Domnul Iisus Hristos. Dar vedem că în acest pasaj din Luca 18 este pentru a șasea oară în Evanghelia după Luca, și nu m-am uitat numai la Evanghelia după Luca, de șase ori Domnul Iisus Hristos a prevestit moartea și învierea sa. De aceea, dragii mei, zâmbesc când aud unii teologi care spun că Domnul Iisus Hristos când a venit la ei și ai săi nu l-au primit, Dumnezeu a avut planul B. Nu, n-a fost planul B. Pentru Dumnezeu nu există plan B. Dumnezeul nostru este atot puternic și suveran. Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Pentru că El este Dumnezeu, amin? Nu există planul B. Pentru Dumnezeu a fost planul A. Iată, te trimit să mori pentru rasa umană. N-a fost Dumnezeu, nici Domnul Iisus Hristos, pentru nicio clipă, surprins de o anumită întorsătură a lucrurilor sau a evenimentelor. Dumnezeu a știut exact, cu claritate, cu exactitate, ce avea să se întâmple. Sunt două elemente clare care reies, printre multe altele, care reies cu claritate din o citire atentă a Evangheliei după Luca. În primul rând, toate acțiunile lui Iisus sunt în mod definitiv împlinirea a tot ceea ce s-a prevestit prin prorocii Vechiului Testament și s-a împlinit ad literam. Și Domnul Iisus a spus, nici o iotă din tot ceea ce a declarat Dumnezeu nu va rămâne neîmplinit. Glorie lui Iisus! Dar este un alt element care Luca mereu îl scoate în evidență și este după ce Domnul Iisus Hristos îi informează. Versetul 34 din Luca 18 spune, ei, adică ucenicii, n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Vedem că ucenicii mereu sunt descriși ca fiind împăienjeniți. Nu puteau să adune 2 plus 2. Nu puteau să înțeleagă ce rost avea moartea lui Iisus Hristos. Ce scop divin putea să fie în moartea lui Mesia? Mintea lor era blocată să accepte, să înțeleagă acest adevăr, că adică Mesia trebuia să moară. Pentru că mintea lor era complet ancorată în toate așteptările învățăturii iudaice a mozaismului, în care rabinii și învățătorii legi mereu îl descriau pe Mesia când avea să vină ca un cuceritor și cuceritor a fost, ca un biruitor și biruitor a fost, dar unul care avea să zdrobească capul Romei. Dar aia nu s-a mai împlinit, pentru că el a venit cu blândețe, călare pe fiul, pe mânzul unei măgărițe. El a venit să-și dea viața pentru lumea întreagă, pentru dumneata, pentru mine, pentru fiecare de aici și toți cei care încă nu sunt mântuiți. Ei nu puteau să înțeleagă, dar evenimentele următoare vor contribui la clarificarea lucrurilor în mintea lor, în înțelegerea lor. Și pasajul din Luca 18, 35 la 43 pe care l-am citit, dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Poate ați ascultat multe predici cu privire la orbul Bartimeu. Și este de fapt ultimul miracol din timpul călătoriei, ultimul miracol public
dacă nu ținem cont de vindecarea robului marelui preot Malhu, care Petru i-a tăiat urechea și Domnul Iisus l-a vindecat și i-a pus urechea la loc. Dar aceea a fost în bezna întunericului. Acesta este ultimul, vindecarea orbului Bartimeu este ultimul miracol, ultima minune pe care Domnul Iisus Hristos o face în mod public, cel puțin aici în Evanghelia după Luca. Și un alt lucru care este extrem de semnificativ este primul moment în care evanghelistul Luca îl consemnează și conectează într-un mod foarte clar prin gura orbului persoana și lucrarea lui Iisus din Nazaret cu un titlu mesianic, pentru că fiul lui David, în mintea, în sufletul, în etosul poporului Israel, semnifica un titlu al lui Mesia care avea să vină. Nu era doar cu referire la originea și la linia genealogică a lui Iisus din Nazaret, ci acesta este un titlu mesianic. După cum știm cu toții, dragi frați și surori, detaliile acestei relatări biblice, în timp ce Iisus își continua drumul și trecea pe lângă Ierihon, spune cuvântul lui Dumnezeu că un orb la marginea drumului stătea acolo în mizeria lui și cerșea. Și dintr-o dată aude agitația unei mulțimi care se apropie din depărtare. Noi așa știm că cei care au un handicap prin alte simțuri încearcă să dezvolte celelalte simțuri pentru a compensa. Și orbii aud mai bine. Și aude de la distanță o mulțime, o gloată, o agitație care se apropie. Și întreabă, dar nu-l bagă nimeni în seamă. Și din nou întreabă, cine, ce se întâmplă? Și în sfârșit, unul din mulțime îl bagă în seamă și zice, este Iisus, prorocul din Nazaret, care se apropie și împreună cu ucenicii lui se îndreaptă spre Ierusalim. Aparent acest orb, doar Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, îl numește, îi dă numele Bartimeu. Și e aparent că acest orb, stând acolo la marginea drumului și cerșindu-și pâinea cea de toate zilele, a auzit despre Iisus, a auzit despre acest proroc, despre acest învățător puternic din Nazaret, care pe unde mergea făcea semne și minuni și gloatele îl înconjurau și îl îmbulzeau că doreau să-i soarbă cuvintele de pe buze. A auzit despre minunile și vindecările pe care Iisus le-a făcut, dar mai știa ceva, că cel puțin unii din mulțime credeau că Iisus este mai mult decât un proroc și un învățător. Unii șopteau de frica iudeilor și a marilor preoți, șopteau între ei, crezând, sperând că acesta este Mesia cel mult așteptat. Dintr-o dată, Bartimeu a realizat că ceea ce el probabil a visat în timpul nopții, a visat cu ochii închiși, să mă exprim așa, a visat, a dorit cu intensitate, s-a gândit în sinea lui, s-a rugat lui Dumnezeu pentru acel moment. Acel vis a devenit o realitate. Dar dacă Iisus va trece prin Ierihon, dar dacă Iisus se va apropia cumva de mine și mă va vindeca și pe mine, cum am auzit că a vindecat chiar un orb din naștere. Imaginați-vă împreună cu mine emoțiile trăite de Bartimeu. Gândurile care treceau prin minte, prin cap, prin inimă, la viteza luminii, se apropie, zgomotul se apropia tot mai mult, devenea tot mai intens. Și se pregătea să strige, când să strige, când să calculeze exact momentul când Iisus va fi în dreptul lui și să declanșeze cu toată puterea strigătul
vieții lui, de fapt, cel mai important strigăt, acum ori niciodată. Când în sfârșit Bartimeu, calculând distanța, strigă din toate puterile, un strigăt al agoniei, al disperării, al suferinței, un strigăt de care depindea nu doar vindecarea sa, dar întreagă viața lui și chiar destinul lui. Și strigă, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Este strigătul care noi, mulți dintre noi, l-am strigat. Am încercat să-i atragem atenția lui Iisus asupra noastră, asupra nevoii, asupra situației, asupra circumstanței, asupra nenorocirii, asupra suferinței noastre. Asta facem ori de câte ori ne adunăm să ne rugăm, strigăm unii pentru alții, că așa ne-a învățat Iisus, să ne doară unii pentru alții. Cum spuneam, în mintea lui Bartimeu n-a fost doar că Iisus este un proroc și un învățător. Când îl numește fiul lui David, putea la fel de bine să strige, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine. Reiese credința lui Bartimeu din această exprimare. Sunt convins că în copilăria lui a crescut în școala, nu duminicală, sabatică poate, de la sinagoga unde a crescut și a învățat și a auzit și a ascultat de la învățătorii lui toate textele mesianice. Și în Isaia 61, cred că acel text s-a pirogravat, s-a ars în mintea, în conștiința, în sufletul lui, unde Duhul profetic spunea despre Mesia, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor, și el era un sărac lipit pământului, să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc cui? Robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. De care promisiune credeți că s-a agățat Bartimeu? Știind că Mesia, știind că Duhul Mesianic se afla, se odihnea peste Iisus din Nazaret, cred că cuvintele că va da vedere orbilor s-a agățat cu toată credința, cu toată speranța, cu fiecare fibra sufletului lui. Și a strigat, a izbucnit, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și a imaginat poate ani de zile, dacă ar fi acest Iisus din Nazaret să treacă pe lângă mine, cum aș reacționa, cum mi-aș formula cererea, așa cum noi ne facem tot felul de planuri și gânduri și câteodată chiar predicatorii, noi ne planificăm, dar te ia Duhul Domnului în primire și notițele îți rămân în urmă. Dar omul acesta, sunt convins că s-a gândit, dar dacă nu-și face timp pentru mine, dacă sunt prea neînsemnat pentru el, și tot felul de gânduri și de scenarii care mă gândesc acest nenorocit le-a derulat prin mintea, prin sufletul lui, tot așa cum și noi, atunci când suntem în focul încercării, nu-i așa, dragi frați și surori, când suntem în fața bisturiului, când suntem în fața unei vești rele, când suntem într-o situație, într-o circunstanță în care știm că suntem în pericol și viața noastră și a celor ce rămân poate în urma noastră, tot felul de gânduri vin prin mintea și sufletul nostru. Desigur că sunt unele gânduri pozitive de încurajare și ne agățăm ca și Bartimeu de promisiunile Domnului, dar vine și cel rău și strecoară și îmi strecoară tot felul de gânduri. Așa cum mă gândesc că în deznădejdea lui, stând acolo la marginea drumului, în mizeria lui, stătea Bartimeu și se întreba, oare a uitat Iehova de mine? Doamne, ai uitat de mine de câtă vreme, te rog! Și acesta este strigătul nostru, câteodată al fiecăruia dintre noi.
Doamne, unde e mila Ta de care am citit, de care am auzit, predici multe? Unde sunt intervențiile Tale și miracolele Tale? Oare va veni o zi a vindecării, a mântuirii? Dacă va trece, va avea timp de mine un cerșetor nenorocit? Și iată că în acel moment visul, așteptările lui s-au împlinit. Trecea Iisus pe lângă el și izbucnește într-o glas care poate nu și l-a auzit niciodată. Se pare însă că mulțimea aceea avea o preînțelegere diferită despre Iisus. Se gândea că Iisus e prea important și drumul său și activitățile sale și rolul său erau prea importante pentru nimeni drum și plin de praf, cum zicem noi în Bihor. Cineva care n-avea practic nicio valoare în acea societate. Nu era un element productiv al societății, ci doar trăia din mila, din îndurarea trecătorilor, zi după zi după zi. Taci din gură, îi spuneau. Nu-l deranja, nu-l supăra, nu-l distrage de la ceea ce are de făcut pe învățătorul. El este busy, este ocupat, este intens în lucrarea Domnului. Ce mare adevăr pentru cei care slujim, cât ar fi de grea lucrarea să ne facem timp pentru nenorocit, să-l vizităm la patul lui, să ne rugăm cu ei. Doamne, învață-ne, Iisuse! Dar când aude acest orb, că mulțimea sau elemente din mulțime, oameni răutăcioși poate, sau oameni care voiau să-l protejeze cumva pe Iisus, încearcă să-i pună mâna pe gură în mod figurativ și spune, taci din gură. Ce face Bartimeu? Tace? Își dublează și intensifică strigătul să astupe el gura celor care încercau să-l oprească, ca visul lui, ca dorința, ca nevoia lui să fie împlinită. Și strigă mai tare, Iisuse, Fiul lui David, fă-ți milă de mine! Și Iisus se oprește, aleluia, pentru că Iisus, lui Iisus îi pasă de tine și de mine. El se oprește, oricât ar fi de busy, oricât ar fi de ocupat să conducă universul văzut și nevăzut, Dumnezeu își face timp, aleluia, pentru că Lui pasă de tine și de mine. El știe exact prin ce treci și prin ce trecem. Chemați-L. Și acum cei care L-au oprit inițial sau au încercat să-L oprească, acum îi dă ghes, hai că te cheamă învățătorul. Și vine Bartimeu. Ce vrei să-ți fac? Parcă nu știa Iisus, dar știe Domnul toate nevoile noastre. Dar vrea să le audă din gura noastră. Vrea să le audă că noi le exprimăm, că noi le cerem, că noi depindem de El, de dragostea, de mila și de îndurarea Lui. Ce vrei să-ți facă ție, Iisus, astăzi? Iisus este același ieri și azi și în veci, glorie Lui. El nu s-a schimbat, puterea Lui nu s-a micșorat. Credința noastră, da. Poate trăirea noastră trebuie să fie mai pasionată, mai înflăcărată, mai aproape de inima și de cadența bătăilor inimii Tatălui Ceresc. Să ne apropiem de Tatăl prin Domnul Iisus și cerând o pasiune proaspătă, o putere proaspătă de la Duhul Domnului. Iisus știa, pentru că Dumnezeu ne cunoaște nevoile și dorințele, dar El vrea ca noi să le exprimăm. Orbul răspunde, să-mi capăt vederea.
De fapt, în greacă, din text nu reiese, ca și cum putea să fie orb din naștere, dar în greacă spune să-mi recapăt, cu alte cuvinte, el a avut vedere, dar s-a întâmplat ceva între timp, nu știm la ce vârstă, nu știm dacă a fost un accident de muncă, nu știm dacă a fost ceva infecție, nu știm și nici nu este important. Dar orbul spune, vreau să-mi recapăt vederea. Facă-se după credința ta. Facă-se după credința noastră. Doamne, dă-ne credință. Doamne, dă-ne încredere deplin în Tine. Doamne, ajută-ne ca și orbul Bartimeu să ne agățăm cu fiecare fibra sufletului nostru de toate promisiunile divine. Căci toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin prin Iisus Hristos. Dragii mei, frați și surori, cum s-a rugat acel tată, mărește-mi credința. Haideți să ne rugăm zilnic, Doamne, am nevoie de o măsură proaspătă de credință, mărește-mi credința. Dar credința vine în urma auzirii, a citirii cuvântului. Pe măsură ce noi ne hrănim și mâncăm din cuvântul Domnului, crește credința noastră. Luăm cuvântul lui Dumnezeu și spunem, ăsta e al meu, Doamne, promisiunea mea, promisiunea care mi-ai făcut-o mie. Mă agăț de acest cuvânt, de această promisiune și nu te las, și nu mă las de poala mantiei tale până când nu mă binecuvântezi. Ca și Iacov, în acel ceas al nopții, al beznei, când s-a luptat cu Dumnezeu și a biruit, Dumnezeu i-a schimbat numele. Din Iacov, în Israel, cel ce se luptă cu Dumnezeu. Nu împotriva, ci alături, Dumnezeu cu noi, noi cu Dumnezeu, mai bine zis. Doamne, mărește-ne credința. Care a fost primul lucru pe care Scriptura descrie că acest orb, Bartimeu, l-a făcut după ce a fost vindecat? De fapt, Marcu 10 cu 50... ne dă un detaliu în plus, ceea ce nu-l aflăm în Luca. Spune că după ce Iisus îi spune, chemați-l și gloata spune, îndrăznește, scoală-te că și te cheamă. Versetul 50 din Marcu 10 spune, orbul și-a aruncat haina și-a sărit în picioare și-a venit la Iisus. Această haină, nici nu știu dacă ne-o putem imagina, o mantie jegoasă, zdrențuită, petecită, puțea, că omul n-avea unde să o spele, nici să se spele pe sine. Această mantie reprezintă tot trecutul lui, toate păcatele lui. Și ori de câte ori eu citesc acest pasaj, mă opresc și zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat și m-ai spălat de tot trecutul meu. Și n-a fost un trecut de care Domnul să se mândrească cu mine, nici părinții mei. Eu nu știu care e trecutul tău. Nu știu care sunt păcatele, care sunt viciile cu care sufletul tău s-a luptat. Dar un lucru este clar, că omul acesta, după ce a fost atins, binecuvântat, vindecat de Dumnezeu, e un lucru clar, că nu s-a întors la marginea drumului să-și ia jegul de mantau înapoi. Pentru că Dumnezeu ne cheamă, ne binecuvântează, și ne spune, fiți sfinți, pentru că și eu, Tatăl vostru, sunt sfânt. Nu ne întoarcem înapoi la mantaua pe care am lăsat-o în viața noastră, pe care am abandonat-o când am început să-L urmăm pe Iisus. Nu ne întoarcem la viciile, deși diavolul ne știe slăbiciunile.
Și când vorbesc cu tineri care se întorc la Domnul și vor să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Domnul, le spun: atenție, atenție! Eu știu din propria mea experiență, pentru că diavolul ne cunoaște slăbiciunile, ne știe care ne-au fost locuri unde a putut să ne biruiască. Poate a fost băutura, poate a fost țigara, poate a fost femeia, adulterul sau orice, minciuna, înșelăciunea. Toate acestea le-am lăsat la marginea drumului. Amin? Mantaua aceea jegoasă, nu ne mai întoarcem la ea ca și câinele care se întoarce la ceea ce vărsase, zice Petru. Ca și scroafa care a fost spălată, dar se întoarce înapoi în mocirlă. Ci vrem să fim curățiți zilnic de Duhul Domnului, de Cuvântul Domnului, să fim transformați în același chip, în aceeași asemănare cu Domnul Iisus, să devenim ca El fii și fiice ale Împăratului. Doamne, binecuvântează-ne, să învățăm de la acest bărbat, Bartimeu. Tema generală a tuturor mesajelor sau a majoritatea mesajelor din această lună, august, a fost: ce ne învață Biblia despre rugăciune? Și timpul este expirat, nu vreau să trec prin tot ceea ce am trecut, în special cu privire la aspectele rugăciunii. Dar din acest pasaj să observăm ce ne învață Duhul Domnului din acest eveniment, din viața și slujirea Domnului Iisus Hristos cu privire la rugăciune. În primul rând, pentru cei care poate luați notițe, accesul la Dumnezeu a fost deschis prin credința lui Bartimeu în Iisus, fiul lui David. Credința deschide ușa harului înaintea tronului lui Dumnezeu. Prin credință, Bartimeu a văzut în Iisus Hristos mai mult decât un învățător sau un profet. L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu care a venit să ia asupra sa păcatele lui și trecutul lui, să le libereze de mantia aceea jegoasă care reprezenta tot trecutul, dependența lui de lumea aceasta. Și acum o dependență de Domnul, prin credință. Spune Romani 1 cu 16 cu 17 că esența Evangheliei este credința noastră în Iisus Hristos, o credință care duce la credință. În al doilea rând, când mulțimea a încercat să-l facă să tacă, orbul și-a ridicat glasul și mai tare și-a amplificat cererea. Atunci când vin obstacole în viața ta, atunci când vin circumstanțe care încearcă să pună mâna pe gura mea, să-mi răpească credința, să-mi răpească speranța, să nu ne lăsăm bătuți la pământ, ci să ne ridicăm, să strigăm și mai tare. Este insistența, este persistența, este stăruința în rugăciune. Doamne, ajută-ne să fim stăruitori înaintea Ta. În al treilea rând, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre trebuie să producă bucurie. Omul acesta a plecat după Iisus plin de bucurie. Există un nou nivel de pasiune de a sluji pe Iisus, de a sluji pe Dumnezeu. O pasiune care ne amplifică dorința de a trăi frumos ca în timpul zilei. Și nici să nu ne mai gândim la ce am lăsat în urmă, la mantaua aceea jegoasă, la lucrurile din lume, ci ochii noștri să fie ațintiți asupra căpeteniei și a desăvârșirii credinței noastre, care este Iisus Hristos. În sfârșit, în ultimul rând, din pasajul acesta, versetul 43, numai decât orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe Iisus slăvind pe Dumnezeu. Și atenție, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Aceasta se leagă cu prima parte a predicii de duminica trecută, care va urma partea a doua de seară, din rugăciunea Tatăl nostru, când am explicat că sfințească-se numele Tău,
Nu înseamnă că noi putem adăuga ceva la sfințenia lui Dumnezeu, care este infinită și perfectă. Dar sfințească-se numele tău înseamnă că oglindirea slavei divine se reflectă în viața mea, în trăirea mea și norodul îl laudă pe Dumnezeu datorită vieții mele și a tale. Atunci când noi trăim pentru Dumnezeu, mărturia noastră, mărturia lui Hristos în noi este amplificată. Suntem ca o mireasmă a prezenței lui Hristos. Norodul a slăvit pe Dumnezeu. Asta spune Pavel când el s-a întors și a devenit dintr-un prigonitor al bisericii, spune în Galateni capitolul 1, a devenit un apostol. Oamenii slăveau pe Dumnezeu din pricina vieții mele. Doamne, vreau ca numele Tău să fie proslăvit datorită vieții mele, datorită vieții dumitale. Doamne, lasă fața Ta să lumineze peste fețele și viețile și familiile și biserica Betesda întreagă. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Hai să învățăm de la Bartimeu să avem credință în Iisus, să ne agățăm de promisiunile sale, dar să le știm mai întâi, să citim cuvântul, să știm promisiunile lui Dumnezeu față de noi. Când vor veni obstacole și rugăciunile noastre ne se par că lovesc, poate tavanul se întorc înapoi, să continuăm să ne rugăm cu stăruință, cu insistență, cu persistență, că Dumnezeul nostru, spune în Psalmul 147, că Dumnezeu aude strigătul celui nenorocit și vine în ajutor. Aleluia! Haideți să aplicăm aceste aplicații practice ale Cuvântului Dumnezeu la viața noastră. Haideți să ne rededicăm în această rugăciune lui Dumnezeu, slujirii sale. Haideți să ne rugăm și cu mulțumire pentru această dimineață. Ne rugăm!